Bună ziua! Ne așteaptă o dublă dificilă împotriva unei echipe puternice. Sper să ne ridicăm la nivelul echipei adverse, să facem un joc bun și să reușim un rezultat pozitiv. Da, suntem convinși că acest meci cu această dublă cu AEK va fi mult mai dificil decât cele două partide dinainte. Dar, cum a zis și mister, sperăm să ne ridicăm la nivelul lor și să facem un meci cât mai bun și la final să ne calificăm. Întreb voi, vă rog. Cornel, va fi greu fără spectatori? Da, cu siguranță. Cu siguranță lipsa suporterilor va fi resimțită. În multe momente grele ale jocului chiar ai nevoie de susținere, iar noi am avut-o pe deplin. Momentele grele, mi-aduc aminte și cu Sebail și cu Honved, ne-au ajutat și împreună am reușit să trecem peste, nu știu, greutățile jocului și să, la sfârșit, să ne bucurăm cu toții. Decizia UEFA va umple stadionul de copii. Totul bine, avem... Îi așteptăm cu drag. Sperăm să vină număr cât mai mare. Așteptăm și sper să, v-am zis, să fie cât mai numeroși. Ar fi perfect să câștigăm, să ne calificăm. Nu știu ce va fi la meci. Vom vedea. Ai jucat în Cipru, ai învățat greaca acolo? Nu. Nu, absolut. Imagine. Nu vorbesc grecește. Da, i-ai deșifrat? Sperăm, nu știu. Vom vedea ce putem pe teren. Nicușor, cum va fi pe teren? Foarte greu. Suporterii pentru noi contau foarte mult. Erau al 12-lea jucător. Când 12.000-13.000 meci de meci sunt alături de tine la meciurile cum au fost în campionat acum de curând, se simte pentru noi, este un lucru pozitiv și ne ajută să dăm totul pe teren. Mai puțin acum se pare că nu vom putea să avem suportul lor, dar cum a zis dumneavoastră, dacă vor veni copii, sper să vină cât mai mulți și acești pui de lei să vină să ne ajute. Acum le-am zis că... Vin cu copiii de la... Nu, din păcate nu vor veni, vor sta acasă, le-am spus că vor urmări meciul la televizor. Sunt dezamăgiți pentru că pentru tata este primul meci pe care îl pierde de când sunt la Craiova, dar cu siguranță mă va susține din fața televizorului, atât pe mine cât și pe colegii mei și nu doar el, ci toți suporterii noștri. Important este să câștigăm aici și la final să ne calificăm, ar fi ideal. Cât de greu va fi contra lor, ținând cont că nu i-ai urmărit până în acest moment, 9 meciuri oficiale, sau poate fi un avantaj acest aspect, pentru că au și multe noutăți, mă? Vom vedea la ce se va întâmpla pe teren. Știu că au schimbat 2-3 jucători, vin dintr-o perioadă în care au disputat meciuri amicale. Vom vedea la ce nivel fizic sunt, dar vom întâlni o echipă puternică, asta cu siguranță. Ai apucat să urmărești noi și ai văzut ceva? Cu siguranță, noi cu asta ne ocupăm. Care ar fi forța lor? O echipă foarte, foarte bine organizată, cu o posesie bună, o echipă cu jucători, cu jucători de calitate. Un antrenor nou, portughez, la cum a avut Conver, un italian, nu știu, va conta acest aspect, poate până acum s-a făcut bine, înțeles? Vom vedea la nivel declarativ, va fi bine, va fi rău, vom vedea ce vom reuși pe teren. Acolo se decide tot. Cum stai din punct de vedere efectiv? Cum sunt băieții? Sperăm noi bine la ora jocului, pentru că avem un program infernal, știm ce ne așteaptă de acum încolo. Dar asta ne-am dorit și cu siguranță, eu știu, vor face eforturi să fie la un nivel fizic bun, în primul rând, iar după vom vedea ce vom reuși, v-am zis, pe teren, pentru că nu este ușor nici pentru ei, dar astfel de meciuri nu prea trebuie căutate alibiuri sau... Nu. La astfel de meciuri dai 400% și să reușești să faci lucruri foarte bune. Calificarea ar fi însemnat ceva extraordinar. Pentru prima dată în acest sezon, cel puțin așa
a fost impresia mea, ai schimbat și sistemul la un moment dat în meciul cu Rucu Sighiu. Te gândești în această partidă să vii cu ceva multă, pentru a-i surprinde? Vom vedea. Cu siguranță, dacă voi schimba ceva, o să fac pe teren. Vom vedea, am zis, cu siguranță, nu o să, dacă ce se va întâmpla, se va întâmpla pe teren, adică nu, dacă voi schimba ceva, o să vedeți pe... Spune după joc că Părbuța a acuzat și chiar el ți-a cerut să fie schimbat, a acuzat stare pe Dumnezeu, cum este, ce s-a întâmplat cu Ioniță, pentru că a apărut, a intrat pe parcursul jocului cu Bomber, apoi n-a mai fost nici măcar rezervă și au apărut tot felul de speculații, că nu se înțelege cu anumit jucători. Da, asta nu știu. Dacă se înțelege cu anumiti jucători, ceea ce știu este că a acuzat dureri după meciul cu Honved, a resimțit dureri la unde avusese accidentarea și împreună cu staful medical am decis să nu participe la meciul din deplasare. Era bine dacă era apt, pentru că, eu știu, intra și el, se integra mult mai repede și puteam să-l menajăm pe Bărbuț, care chiar a fost la limita. La o limită fizică în care nu putea să ducă nivelul jocului. Martiș poate? Să sperăm că da. Aluzie la tine se făcea Nicușor, vis-a-vis de Ioniță, că e pasat de 2 sau de 3 ori. Așa au cumpărat o parte a suportelor în meciul cu Fom, deci s-a crezut că nu vă înțelegeți. Nu, nu are nicio legătură asta. A fost doar un moment din joc în care el a pierdut câteva mingi, dar asta se poate întâmpla oricui. Cred că toată lumea a pierdut câteva mingi în meciul cu Honved. El a suferit doar o accentare și de aceea nu a jucat sau nu a prins lot. Nu se pune problema să fie certat cu cineva dintre jucători. Ai apucat să-i vezi pe greci până altceva? Da, normal. Nu știu, fazele pe care le-au arătat antrenorii? Nu, altceva nu, doar din fazele pe care ni le-au arătat domnii antrenori, plus ce ne mai trimit separat pentru a vedea anumiti jucători pe partea noastră. Dar până la începutul meciului, cu siguranță vom fi 100% pregătiți să-i întâmpinăm. Adversarul tău, cine este? Știu că este cel fundaș de dreapta, Paulin, avansat, foarte urcă foarte mult, are viteză foarte bună și el este un jucător important pentru ei. Au adus inclusiv de la Roma, Daniele Verde. Da, știu, sunt jucători foarte buni și valoroși. Cu siguranță vom avea probleme și noi, dar și noi le vom pune problemele lor. Noi nu avem galeria. Vom avea sau mulți copii, se vizează pe 5-6 mii, ei vin totuși cu o galerie și știm că sunt răi greci. Da, știm că pentru că și ei sunt suspendați, știm ce au făcut la meciul de acasă când au fost suspendați, dar 200 de greci nu cred că ne pot pune probleme să nu facem față meciului de acasă. Da, sunt meciuri total diferite. Nu putem să ne gândim acum că AECA este la egalitate, la aceleași parametri cu Olympiacos, la ora jocului. Probabil ei vor veni cu o altă mentalitate, vor veni cu siguranță câștige, dar nu ne gândim ce au făcut Olympiacos cu Pulzen. Suntem două echipe diferite, și atât noi cât și Pulzen, și cu siguranță vor fi meciuri total diferite față de cel dintre Olympiacos și Pulzen. Dar, pe total, nu ne-am gândit să tratăm meciul serios, cum facem mereu, și la final să câștigăm. Acest arbitru ți-a putut în loc, a dat două pase de fost pe primul al ta. Ce nivel putea rezista până la final? Da, numai să nu arunce copii cu ceva, făcând o glumă acum. Nu cred că se pune problema. Și atunci a fost doar o greșeală, nu știu ce s-a întâmplat, mulți nervi, pentru că ei s-au apărat foarte mult. Și de aceea, dar acum nu se pune problema de așa ceva. Sper să-mi poartă noroc și de această dată și să dau pase de gol sau gol și să câștigăm. Până ajungi aici, obiectivul ar fi lucrurile? Obiectivul este să câștigăm fiecare meci, adică sperăm cu toții să facem lucruri bune. Cred că avem un potențial bun al jucătorilor și din acest punct de vedere, nu știu, ne dă speranțe că putem face lucruri bune anul ăsta. Mai sunt întrebări? Nicușor 0-0 ar fi bun până la urmă, ținând cont că n-ați minitor pe teren. Dacă stăm să ne gândim acum că jucăm acasă, ar trebui să ne gândim doar să câștigăm. Dar când vom intra pe teren și vom vedea cum se va disputa partida,
probabil la finalul meciului poate vom fi mulțumiți și cu 0-0. Atâta timp când nu primești gol acasă, ai mari șanse ca meciul de la ei să marcheze și să conteze foarte mult acest lucru. Dar ținând cont de adversarii de ați întâlnit în ceilalți ani, Leipzig și Milan, și privind în perspectivă ce ați putea întâlni dacă treceți de AEK, se vorbește în vestiar de grupe? Nu, încă nu ne gândim la grupe. Suntem departe. Avem această dublă manșă cu AEK, după aceea vine altă dublă manșă cu lingătate Sparta și Trabzon și vom vedea ce va fi. Deocamdată trebuie să luăm meciul acesta, să-l tratăm serios și să ne calificăm prima dată în play-off. Dar cât de mult va apuca, crezi? Nu în faptul că ei n-au niciun meci oficial, puneam multe modificări în loc, voi la noua partidă și storși în cauza... Da, sunt și pentru noi aturi și pentru ei, pentru că noi suntem obosiți. Laturile noastre ar fi că noi avem meciuri în picioare și am fi peste ei din punct de vedere fizic, dar la ora jocului vom vedea sigur ce va fi. Adversarea din play-off-ul, care a intrat în grupe, pare mai accesibilă decât adversarea din mine? Sincer, nu m-am gândit la acest lucru. Deocamdată m-am gândit doar la Atena, să trecem de ei și după aceea vom analiza și adversarul următor, care va fi dintre cele două echipe. Nu mi se pare nici cum, pentru că nu o cunosc. Nu pot să vorbesc despre ceva care nu cunosc. Singurul lucru la care mă gândesc este meciul de mâine. Apropo de copii, că vin mâine la stadion, ce meciuri îți amintești când le-ai copii și în lucrurile europene? Nu mi-aduc aminte niciun meci, sincer. Chiar nu știu dacă... Mai bătrân. Întrebarea era pentru cei mai bătrâni. Nu pentru cei tineri. Monaco. 2-0 acolo, 3-0 aici. Eram copil de mici. Apropo, în Craiova din 84-80 n-a mai jucat 3 tururi în Craiova. Da, e un lucru bun. Haideți să ne concentrăm și să fim realiști, să vedem ce șanse avem împotriva unei echipe puternice. Dar v-am zis, și noi cred că avem un lot, avem jucători buni, care pot să facă lucruri bune anul ăsta. Am mare încredere că putem face lucruri bune. Șansele sunt peste 50%? Dar nu știu, nu este o formulă de calcul să poți spune 50 sau 45. Nu știu, șansele sunt pe teren, e mingea la tine și decizi. Pasezi bine, driblezi, câștigi duelul și apoi șansele le vezi la sfârșitul jocului. Nicușor spunea că nu și aduce mâine părinții la meci, tu ți-aduci copiii? Păi sunt, nu au dreptul să intre. Copiii mei sunt mai mari. Păi nu, că trebuie sub 14 ani, iar fata mea nu mai este la școală. Da. Asta e... Ce arbitru ți-ai dorit să fie? Unul mai rigid, mai dur sau un fricos? Unul să ia deciziile corecte, pentru că la Sebaie l-am avut 11 metri și nu a dat. Pe Arena Națională, în minutul 7, am avut 11 metri și nu a dat. S-au luat decizii destul de ușoare, așa. La ultimul meci, cred că repriza a doua, s-au fluierat foarte multe faulturi și foarte multe întreruperi. Dar astea sunt. Arbitrii, maniera lor de a arbitra, trebuie să acceptăm și să ne gândim la jocul nostru mai mult decât la ce ne poate oferi arbitru. Arbitru poate greși, noi trebuie să fim puternici, să trecem peste deciziile lor care ne dezavantajează unele și să arătăm că suntem bine mental și putem să câștigăm. S-a mai rezolvat ceva din, nu știu, negocierile pe care le purtați cu amici jucători pe cântărirea? Noi așteptăm, așa, vorbim, știți, e complicat, pentru că vorbești astăzi ceva, peste oră se schimbă. Iarăși se renegociază, iarăși se reașează pozițiile. Noi sperăm. Nu are nicio legătură. Nu are nicio legătură dubla, calificarea sau ce se întâmplă cu posturile pe care le avem, eu știu. Gândiți-vă că vor veni... Va veni și Cupa României, vor veni suspendări, sper să nu fie accidentări, dar sunt, nu știu, se pot întâmpla. Și atunci trebuie să iei în calcul astfel de lucruri și trebuie să vedem dacă putem transfera pe anumite posturi jucători. Nicușor, ce încurajare ți-ai dorit cel mai mult mâine din partea puștilor?
Pentru că, iată, dacă Liga 1 trebuie să jucăm cu Under 21, în Europa stăm în tribună cu Under 14. Nu, ceva anume. Nu neapărat. Sper să vină cât număr cât mai mare și cu ajutorul lor să reușim să câștigăm meciul de mâine. Chiar dacă vor veni mulți copii, vor fi copii, cu siguranță vor fi gălăgioși și vor face o atmosferă frumoasă. Cred că vor cânta acel cânt de platinal, ce echipa face să fie. Pentru ei nu este bine să cânte așa ceva, dar însă vor mări și vor intra în galerie sau vor fi în tribună, cu siguranță vor cânta. Bineînțeles, noi să ne calificăm și ar fi ceva senzațional și vom avea grijă și de ei. Așteptați să aveți scenarii în afară stadionului? Da, cu siguranță. Cei din galerie vor fi alături de noi. Dacă nu vor intra pe teren, vor fi aici după meci. Ne vor aștepta să vorbească cu noi sau ne vor încuraja și sperăm să nu-i dezamăgim, să-i mulțumim la final. Mai sunt întrebări? Mulțumesc! Bună ziua!